Edilul șef al municipiului roman, Laurențiu Leureanu, a anunțat în conferința de presă de luni 7 noiembrie că începând din 11 noiembrie va intra în concediu de odihnă cuvenit pentru anul 2015. Edilul șef susține că nu a consumat nicio zi din concediul de odihnă cuvenit în anul anterior. Pe de altă parte, primarul duce pe picioare și o răceală puternică și în zilele următoare este nevoit să se trateze. Aș vrea să vă informez că începând cu 11 noiembrie eu am să intru într-o perioadă de concediu. Am să-mi iau câteva zile de concediu aferent anului 2015, neavând nicio zi consumată din concediu anului 2015, și am să-mi iau câteva zile, ținând cont de activitățile care vor urma, dar văd că m-a contactat și o răceală foarte puternică, un început de pneumonie și s-ar putea să fiu nevoit chiar mai repede să mă tratez. Primarul susține însă că în toată această perioadă va menține legătura telefonic cu funcționarii din primărie și va fi la curent cu toate deciziile importante care se vor lua în instituție.